statutul ăsta de echipă mică a armatei va opri să luați titlul atunci în 74-75? 100%. Dar parcă la telefon am zis că nu vreau să vorbesc despre el, pentru că cei care au fost acolo știu foarte bine ce s-a întâmplat. Adică să fii campion de toamnă cu 6 puncte, să mai faci în retur 5 puncte, asta spune ceva. Deci, pentru ce? Eu n-am avut grad, fugeau gradele așa că era noaptea generalilor. Dar v-ați rămas cu dezamăgire? 100%. 100%. Deci, hai să zic, am pierdut 3-2, anul următor am pierdut 10-2. La pauză era 2-1 pentru noi. Hai că să fie... Era Steinbach, am trebuit noi niciodată. Pe Giulești am jucat. 10-2. Cine de la fratele 10-2? Dar nu v-a făcut așa pe la oare de informații? De ce? Cum? Eu eram copil. Acolo erau cei care decide. Nu decideam eu. Dar eu nici nu jucam pe față. Eu jucam la puterile mele. Deci la meciul ăsta care spuneți, am fost schimbat la 2-0 la pauză. Era așa de mare implicarea politicului atunci? Păi dar ce să vă spun? Dacă de la Nicu Ceaușescu până la Valentin Ceaușescu, toți generalii de la noi își plângeau cariera. Asta era, așa era atunci, noi am acceptat, adică am acceptat să fim fratele mai mic. Da? Nu era nicio problemă, dar noi n-am avut niciun fel de... Atâta știu eu ca un om care am o responsabilitate, că dacă nu era armata în Târgu Mureș, nu exista echipă de fotbal la momentul acela. Era singura cale să se reorganizeze echipa de fotbal în 62, că atunci s-a înființat clubul. Și cum ați reușit? Că eu performanță și să refuzați Steaua la acea vreme, pentru că nu era ușor. Știți de ce? Pentru că eu de la 14 ani am trăit și am locuit în București, fiind din echipa ță junior și tot. Am văzut foarte multe lucruri și eu acum, dacă spun, probabil nu ați auzit niciodată. Atâta familie sparte am văzut că mi-era și oroare să ajung în București cu familia. Deci știam sigur că și cam... Cine știe istorie sau are istorie fotbalistică, poate să numără pe deget câți fotbaliști și-au păstrat nevasta până la 50 de ani. Nu ca politicienii. Deci, nu. Eu mi-am luat nevasta pentru mine, fost un fotbalist de provincie, cu familie și așa n-am scăpat. Tot am divorțat după 10. Și în a doua căsnicie am 2 copii și am 45 de ani de căsnicie imediat. La